Debutul partidei a fost de coșmar, Rapidul reușind să înscrie din toate pozițiile, în timp ce plăiștenii au găsit cu greu soluții în atac. La 14-4, Mihai Popa a cerut time-out, dar n-a reușit să oprească goana giuleștenilor, tabela indicând la un moment dat o diferență de 22 de puncte, 31-9 în minutul 9. S-a intrat la prima pauză cu 35-16, iar din sfertul 2 plăiștenii păreau să-și revină, jocul colectiv mai bun în atac, strângând scorul în unele momente la 11-12 puncte. Rapidul din acest sezon este însă echipă cu pretenții de top 4, așa că la pauza mare au fost totuși 17 puncte diferență pe tabelă, 54-37. După pauză, CSM Petrolul Ploiești a ținut ritmul susținut impus de gazde, reușind să câștige și sfertul al treilea, 23-21, efort ce avea să se vadă totuși în ultima secvență a partidei, în care Rapidul a venit cu plusul de valoare individual. Următoarea partidă oficială a băieților este programată sâmbătă la ora 18 în sala sporturilor Olimpia, în compania formației CSM Miercurea Ciuc.